Din nou în direct la actualitatea, scandal cât Casa Poporului, pentru că a avut loc un atac cibernetic azi la Camera Deputaților. Hackerii au furat tot felul de date încărcate pe serverele instituției, inclusiv așa ca picanterie, cartea de identitate a premierului Marcel Ciolacu, care a ajuns pe Dark Web, trimit acum cereri de răscumpărare, amenință că vor publica în serial din documentele pe care le-au furat. Ce este mai grav însă este că nu știe nimeni de fapt cine se ocupă de securitatea acestor servere. Hai să vedeți ce spune ministrul digitalizării, de pildă. Au fost extrase date de aproximativ 250 de gigabytes, o parte documente personale, o parte date referitoare la dispozitive electronice ale parlamentarilor. În momentul de față, instituțiile statului își fac treaba și sunt la sediul Camerei Deputaților și urmează să emită un raport tehnic în baza căruia este evident că președintele Camerei Deputaților se va îndrepta împotriva răufăcătorilor. STS a comunicat că nu se ocupă de așa ceva, conducerea Camerei Deputaților a zis că n-are în subordine așa ceva, până la urmă înțelegem că ar fi vorba de un serviciu anume, de un departament care în interiorul Camerei Deputaților s-ar ocupa de chestia asta. Dar nici asta nu e sigur. Hai să vedem ce spune președintele Camerei, Alfred Simonis, care dă din colț în colț. Era și un departament de IT, de nu știu cum se numește. E al vostru sau extern? E al camerei, nu, e al camerei, nu, e al camerei. Toate site-urile din lume sunt atacate. În afară de NASA și nu știu care, da, și la NASA au fost probleme. Am acolo apărut două buletine, ce o să facă? O să ia de la alte extindere, pe ele, ce o să facă? Cine știe? Mai știi? Mare tragedie. Pentru domnul Simonis nu e o tragedie, înțelegem, pentru că nu e așa și la NASA să mai sparg serverele și oricum, ne-a zis domnul Simonis, majoritatea datelor de acolo puteau fi oricum obținute de oricine prin solicitare pe legea informațiilor de interes public. Nu cred. Majoritatea. Nu cred. Și așa cum vine întrebarea, dar minoritatea, dar restul datelor care nu pot fi obținute, ședințe secrete ale comisiilor de control ale serviciilor speciale din România, de pildă, mă gândesc. Alte date, alte stenograme ale discuțiilor cu circuit închis din Parlamentul României. Poate alte date sensibile, apropo de dispozitivele astea electronice, telefoane, eu știu, tablete ale parlamentarilor, alea nu ne interesează? Mă gândesc. Ne interesează, nu? Pe mine m-ar interesa și stenogramele ședințelor secrete ale SRI și nu mai ale SRI, Comisiei SRI, sunt în Parlament, au fost o sumedienie de decizii arbitrare în care audierii au fost secretizate pentru că nu conveneau celor implicați să apară discuțiile. Asta ar fi foarte interesant. Poate, nu știu, poate s-au rătăcit pe acolo prin serverele de la camere, de exemplu, și hotărârile de guvern secrete prin care acum domnul Klaus Iohannis nu ne spune cât costă deplasările externe și asta ne-ar interesa și pe noi, mai puțin buletinul domnului poate Ciolacu, și câți bani dăm Ucrainei, până la urmă poate aflăm și noi, pentru că dincolo de glumele noastre... Dincolo de asta, adică este o vulnerabilitate care nu ar fi trebuit să existe la totuși la Parlamentul României. Și domnul Simonis are dreptate. Da, au fost parte și alte servere, dar noi până la ora asta nu știm, de fapt, nu știu, site-ul Camerei Deputaților merge, că am înțeles că nu ăla a fost, ăla merge, da? Nu ăla și oricum nu ăla interesează. Deci, pe site-ul informație publică pentru toată lumea. Domnule, s-a spart site-ul NASA, adică în loc de NASA s-a acolo mai... S-a spart site-ul NASA, dar nu baza de date sau serverul. Aici e mare diferență. Asta este diferența foarte importantă și aici de securitate asta, nu știu... Ce departament IT adică noi vorbim de informații încărcate în bazele de date la care public obișnuit nu are acces prin site. Și dacă spargi site-ul, nu găsești CNP-ul exact. Domnului ăsta, buletinul domnului Ciolacu și toate datele alea, contracte de bulșate și ce mai spun acești hackeri că au furat CNP, salarii, cheltuieli, contracte de bulșate. Astea nu sunt pe site. Deci au spart o bază de date internă a Camerei Deputaților, nu site-ul. Eu întreb dacă mâine, de pildă, nu știu, au acces la alte date, comunicarea dintre instituții în legătură, nu știu, cu misiuni militare, inclusiv ale NATO. Habar n-am, tot ce se discută în aceste comisii. Pe lângă servicii, mai sunt acolo și comisii legate de apărare și ordine publică, nu? Armată, forțe de ordine, pot fi aduse acolo contracte de armament, strategii de apărare, orice chestiune de siguranță națională, nu? Trebuie să mă culc pe urechea că majoritatea datelor
puteau fi obținute oricum, ok, și restul? Dacă mâine le fură pe restul? Nu, e o vulnerabilitate majoră. Mie mi se pare o problemă mare. Cred că principalul lucru pe care ar trebui să-l facă acum este să ia legătura cu, nu știu, STS-ul, cu cei care se ocupă. Înțeleg că specialiști avem, că ne-am ocupat și... Există la SRI, există chiar un departament special, Cyberinfo, care se ocupă exact de chestia asta. Ne ocupăm în continuare inclusiv de securitatea cibernetică a Ucrainei, deci oameni exact, avem. Exact. Poate ar trebui să-i chemăm. Poate ar trebui să-i spunem lui Zelenski să-și facă un backup pe ceva care n-are legătură cu România. Specialiști, dar probabil nimeni n-a luat. Să-și facă la el acasă pe un hard disk, că e mai sigur decât în România. Nu s-au gândit că e posibil ca cineva să spargă baza de date din spatele domeniului pe care Camera Deputaților îl are și să aibă acces la toate acele documente. Sper că vor învăța ceva și se va regla situația. Acum ce vor face hackerii cu datele pe care le-au luat depinde și cine sunt hackerii aceia. Dacă, în primul rând, dacă sunt români și dacă știu exact ce scrie în acele, apropo, dacă au găsit stenograme, dacă au luat și dar stenograme. Dar nici nu trebuie să scrie, dacă le vând cuiva care vrea să afle ce sunt acolo. Sunt hacker care pentru o sumă al minteri modică în lumea asta, niște 30 și ceva de mii de euro pentru cei care tranzacționează informații de genul ăsta, e nimic atât. Sunt mai multe tipuri de hacker. Sunt hacker care încearcă în orb multe site-uri să le spargă și când reușesc, cer pur și simplu o răscumpărare și dau tot pachetul înapoi dacă primez răscumpărarea, dar nu sunt interesați de ceea ce conțin, mulți dintre ei nu-și backup-ul, nu interesează pentru că presupune un volum de lucru uriaș și sunt hacker care țintesc, evident, pentru a atinge informații de aia, de obicei lucrează pentru un stat sau pentru cineva anume și acum depinde cine a spart acest site și care sunt, da, uitându-mă la ce răscumpărare s-a cerut, tind să cred că sunt unii care au reușit. Da, au încercat multe și au reușit aici, au luat un grup de... Da. Cum vi se pare, domnule senator, apropo de faptul că e, mă rog, instituția Parlamentului la mijloc în toată povestea asta? Vin alegeri, mai trebuie să mă aștept eu că securitatea datelor alegătorilor, secretul votului sunt păstrate? În astfel de situații, iată că nu mai putem să facem o astfel de garanție. E păcat totuși că după câteva ore bune nu știm concret cât de vulnerabile sunt acele date. Deci cam care este gradul de cât au pătruns, cât au luat. Sunt într-adevăr niște copii de buletine, sunt contracte, deci practic lucruri de la resurse umane, să zic, din departamentele astea de lucru, inclusiv cu parlamentari, dar oricum, documente nu de o valoare deosebită, sau cum ați menționat și dumneavoastră mai devreme, lucruri care pun în pericol siguranța națională. Acolo deja este o cu totul și cu totul altă discuție și iată, nu au apărut până acum în spațiu public, lucru care este chiar îngrijorător, vreo confirmare de la domnul Simonis, chiar mai sus, să ni se spună destul de serios cum e abordată chestiunea asta. În afară că sigur o să fie un dosar penal și o cercetare, dar să cunoaștem dacă au fost vulnerabilizate astfel de date. Chestia asta cu eu un departament pe acolo, nu știu, am impresia că statul cum să spun, face economie, se zgârcește și nu apelează la specialiști sau la companii care cu asta se ocupă, fix în momentele cele mai proaste și la capitolele cele mai sensibile. Azi l-auzeam pe Boloș care zicea, domnule, am mai cârpit ceva la ei factura. Și aflam de la Ministerul Finanțelor că e făcută exclusiv cu IT-știi de la ANAF, care să știe cât de bine merge de ani de zile platforma ANAF. Deci e făcută, sistemul e-factura, e făcut tot cu aia. Nu s-au gândit să ia pe cineva, că tot sunt hamă la chestia asta. Aici la fel. E un departament pe acolo. Președintele Camerei Deputaților habar n-are, nici măcar nu știe să numească această entitate care se ocupă în interiorul Parlamentului de așa ceva. Pur și simplu habar nu are. Este vorba mai degrabă de lejeritatea cu care vorbește. Niște băieți, despre, probabil. Despre fi și fete, nu incident, care dincolo de grumă, cum spuneam, este destul de grav, pentru că nu este vorba de site, deci pur și simplu de site, pentru că toate site-urile, bănuiesc că și site-ul vostru de la B1 a fost vizat de anumite atacuri, că toate site-urile. Toate băncile îți raportează în fiecare lună că respind nu știu câte atacuri și așa mai departe. Deci nu e treaba domnului Simonis să știe cum se securizează baza de date. Că nu asta e treaba dumnealui. Numai că faptul că duce în derizoriu această discuție, asta da, asta aici este... Deci pare că tratează cu maximă lejeritate toată lumea chestia. Ce puteau domnule să vă... E extraordinar, o să circule buletinul lui Ciolacu și al meu și al tău și al nu știu cui pe dark web. Și ce o să se întâmple? Lasă, că oricum îl dăm la primul bodyguard unde intrăm. Actual 24 susține că acești hackeri care au reușit să spargă baza de date a Camerei Deputaților
Pentru că un angajat de acolo a accesat un link trimis pe mail de acești hackeri. Ori în... Termira? Da, asta, nu contez că e așa, deci eu nu spun. Dar eu vreau să spun că în firmele private, de exemplu, mai ales în multinaționale care vor să-și protejeze informațiile, sunt tot felul de filtre ca tocmai să împiedice angajații. Care angajații sunt, pot să fie atenți sau nu fie atenți. Sunt tot felul de sisteme, de VPN, de filtre, de... nu poți să-ți încarci la tine pe calculator orice vrei. Și mai este o chestie, tocmai, de exemplu, cei calculatoarele unei instituții sunt blocate ca să nu poți, că nu oricine de pe care folosește acel calculator să instaleze ce vrea. Tocmai în ideea că care apeși în acest link, el, chiar dacă e un virus, să nu poată să se instaleze. Ori aici se pare că nu și-au luat niște măsuri elementare care se practică uzual în viața de zi cu zi în multe alte instituții din România, inclusiv. În condițiile în care chiar directorul CyberInt de la SRI, Anton Rog, a dat de nenumărate declarații spunând că în ultimii ani au crescut exponențial numărul de atacuri cibernetice la adresa României. Nu că ar fi neapărat, fi revenit neapărat așa de interesantă România, dar a crescut în toată lumea. Pentru că unul dintre pericolele trecerii totului în digital este și acesta. Evident că noi am trecut, cu cât trecem mai mult în digital, cu atât apar mai mulți hackeri, mai mulți oameni specializați care încearcă să spargă lucrurile. Și atunci, într-adevăr, putem să ne punem întrebarea legată de, că, apropo de reticența foarte multor români, care, uite, în cazurile astea poate fi justificată, dom'le, dar dacă ne punem buletinele pe... Că nu e chestia, să trecem, digitalizăm buletine, certificate de naștere, practic digitalizarea întregii. Da. Și există o reticență firească a oamenilor, dar dacă cineva va sparge baza asta, dacă noi punem toate documentele cetățenilor României într-o singură zonă și iată, vine un angajat și dă click și ne dă, adică se află tot, să spunem așa. Adică aici, eu cred că angajatul ăla de acolo are o părere despre el și departamentul în care lucrează la fel de bună ca al lui Simonis despre departamentul ăsta. O fi zis, cine sunt eu aici să contez? Oricum, de-aia nu mai pot eu, că am dat click pe un link. Oricum înțeleg că nu folosim la mai nimic pe aici. Deci, în mod normal, trebuie să fie filtre pentru aceste neglijențe. Neglijențe se pot întâmpla, nu asta e problema. Să zicem că, într-adevăr, se pot întâmpla. Dar tocmai de-aia niște specialiști pun filtre, firewalls, tot felul de filtre, tocmai pentru a împiedica acest, ca să devină foarte greu pentru un hacker, că probabil nu sunt niște hackeri extraordinari sau eu știu, că nu e așa, că noi ne-am obișnuit să pară așa hacker, stă cineva foarte, a făcut Harvard-ul, că tot vorbeam mai devreme. Nu, poate să fie și un adolescent de 16 ani care se joacă și iată sparge casă, sparge site-ul Camerei Deputaților, baza de Camerei Deputaților, când era un angajat neglijent și pentru că ei n-au știut să se protejeze. Da, stați puțin acum, să nu credem că peste tot în lume, și eu nu cred că nici la Parlamentul României nu e valabilă, departamentul de IT din angajat în interior se ocupă cu protecție cibernetică. Departamentele de IT au cu totul alte priorități. Da. De securitatea cibernetică, mai ales ale unor instituții atât de importante în statul român, se ocupă o umbrelă mult mai largă. Da? STS-ul a zis că nu. Nu, ok. Cine mai rămâne? SRI-ul mai rămâne. Centru de cyber security. Cred că ei ar trebui să se ocupe de a asigura protecția. Țineți minte că în urmă cu câteva săptămâni domnul ăsta care conduce cyber intu... A spus că dacă cineva manipulează alegerile, pe mine vă spun sincer, am văzut că foarte multă lume a aplaudat acea declarație, pe mine m-a speriat, pentru că eu, lucrând cu cifrele și analizând ce fac oamenii politici peste tot. Eu știu că unul din obiectivele principale ale politicienilor și ale partidelor este să manipuleze electoratul. Tu să spui că dacă cineva încearcă să manipuleze electoratul, vei interveni. Ai măsuri, da. Mi se pare extrem de grav. Domnul de la SRI vorbea de inginerie socială, de tot felul de chestii. Avem capacitatea să manipulăm masele, să nu derapeze. Da. Deci ne spunea ceva de Orwell, de-a dreptul, dar n-au capacitatea, în schimb, să protejeze bazele de date ale Parlamentului Acum României. Depinde și dacă există un protocol între cele două instituții, ca acel... Că nu poate să vină SRI-ul să zică, domnule, te protejez cu forța. Trebuie să existe un protocol între instituții ca ei să aibă acces să-și pună firewall-uri, ce trebuie să pună ei acolo, că nu mă pricep. N-ar fi ciudat totuși să nu existe o formă de protecție, pentru că despre asta practic trebuia să ne spună domnul Simonis în calitate de președinte al Camerei. Atâta tot. Avem un contract, avem o măsură de securitate care o să vedem de ce a fost spartă, da? De ce s-a produs această breșă, am cui să mă adresez,
Nu se ocupă un angajat care merge să repare un calculator al unui deputat sau al doamnei de la resurse umane, ci se ocupă un departament, ori în afara camerei, ori din interior, dar serios și așa, în sensul ăsta. Dar nu a dat date, vedeți, vorbim în orb. Nu a vrut să furnizeze astfel de date și nu cred că asta a făcut-o pentru că vrea să protejeze mai mult, că nu mai are ce proteja. Ci pur și simplu s-a văzut că nu era informat. Că nu e informat, da, sau deloc pe acest subiect. Sau că pur și simplu parlamentarii nu au această conștiință a datelor sensibile pe care le circulă între ei acolo. Adică s-ar putea să fie și asta. Da, nu, interesant. Nici o vorbă până în momentul ăsta de la aceste instituții ale sale. Apropo, o fi nevoie de vreo ședință CSAT, mă gândesc, pentru așa ceva, să explice cineva ce se întâmplă, cine protejează Parlamentul? Este un directorat național de securitate cibernetică, că face o anchetă acolo și probabil vom afla. Și o să-i trimită domnului Simonis raportul și domnul Simonis o să vină și o să ne informeze despre ce a fost vorba. Până atunci, domnii ăștia din partide au niște preocupări foarte presante, nu interesează pe ei cum e cu spargerea bazelor de date, lasă să fie, ci cum este cu comasarea alegerilor. Avem informații interesante, vi le dăm imediat. Hai să vedeți ce zic lideri ai PSD despre această idee care a venit dinspre PNL. Peneliștii vroiau ori în septembrie locale plus turul întâi al prezidențialelor, ori mai nou vor acum comasarea europarlamentarelor cu localelor, orice ar fi numai să tragă primarii. Cum se raportează PSD-ul la poveste? Eu de principiu susțin ca fiecare alegere că să fie la timpul lor. Am sigur un semn de întrebare legat de locale. Fiindcă dacă vă aduceți aminte, alegerile locale se țineau undeva la începutul verii, din 1990 încoace. Se țineau prin iunie, în general, sfârșit de mai, iunie. O singură excepție a fost acum 4 ani, când pe perioada de pandemie și pe starea de urgență s-a făcut acel delay de 3 luni și s-au făcut alegerile în septembrie. Mi-e greu să fac o analiză, vă spun cât se poate de sincer, dar eu sunt adeptul păstrării unui calendar normal, știut foarte bine de către toată lumea. Din informațiile de ultimă oră pe care noi le avem din această primă ședință a PSD-știlor pe subiectul ăsta, că urmează o altă ședință și mâine, Socialdemocrația ar susține ideea comasării alegerilor locale cu cele europarlamentare dacă se ajunge la un acord politic cu PNL-ul, inclusiv pentru prezidențiale. Cu alte cuvinte, Vladimir Ionaș, situația ar fi așa. Suntem de acord să tragă primarii, să vă mai salte și pe voi în rezultatele acestor alegeri, să nu fie demoralizator total și să picați de la etaj, dar hai să vedem ce facem după aia. Ne punem candidat la președinție împreună, facem un acord, tu dai premierul, noi dăm președintele, ceva de genul ăsta. Dacă această comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare va avea loc, eu nu cred că va mai avea loc acea discuție despre o eventuală cursă în alegerile prezidențiale sau parlamentare pe liste comuni. Pentru că comasarea ar duce ca ambele partide să aibă niște scoruri peste targetul pe care și-l propun și atunci nu, de ce să mai aceste discuții despre liste comune? Fiecare va merge pe drumul său. Ca să-și maximizeze PSD-ul șansele, dacă îi face această favoare PNL-ului să accepte comasarea asta? Dacă a acceptat, de exemplu, comasarea parlamentarelor, da, cu turul 1 din prezidențiale, dar să ne amintim că solicitarea PNL, PSD-ul a propus, așa, mai mult cred că în glumă, parlamentarele cu turul 2 din prezidențiale. Eu pot înțelege de ce își doresc partidele mari această comasare. Probabil ar avea, au cifre și probabil ar avea susținerea unei mari părți a populației, pentru că oamenii oricum consideră că 5 tururi de alegeri, pentru că sunt 5 anul ăsta, sunt foarte multe, dar nu știu dacă se va ajunge la o concluzie pe care să o accepte ambele partide. Păi negocie. Eu înțeleg așa, doamna senator, că bătaia cea mare este să se comaseze ceva orice cu localele. Deci să tragă primarii. Ori trăgeau în toamnă să propulseze candidatul la președinție în turul 2, ori trag acum în vară, că e mai aproape,
să propulseze partidul în general pe, cu un scor ceva mai bun în aceste europarlamentare, doar de dragul de a arăta că partidul e acolo și rezistă. Ultimul scenariu este acesta, vehiculat cu europarlamentarele, cu alegerile locale. Dar indiferent câte scenarii vor mai discuta pe chestiunea asta, și o fac deja de un an de zile și PSD-ul și PNL-ul împreună sau pe voci separate, practic ele maschează o guvernare dezastroasă. Vor ca împreună cumva să reducă nota asta de plată care urmează să vină și fac aceste strategii, dar într-adevăr șantajează cumva primarii, trebuie să ieșiți odată la vot și să scoateți oamenii și pentru noi, și pentru alte rezultate, nu doar pentru urbea voastră, nu doar acolo unde vreți să deveniți voi stăpâni, oricum aveți un singur tur, deci lucrurile sunt destul de clare pentru democrație. Cât mai jos, cât mai slabă, participarea la vot să fie condiționată, practic, de buletine care n-au nicio, de vot care n-au nicio legătură una cu unul cu celălalt, că nu au. Europarlamentare, o să se vorbească despre asta versus dacă a făcut primarul o uliță sau nu în comuna de unde candidează. Vedeți, lucruri care n-au cum să spună ei că nu afectează în vreun fel alegătorul și că păi sunt în acord cu principiile corecte. Poate asta și speră, să mute foarte mult discuția pe local, asta primarul să tragă cumva pentru el și lumea să zică, ok, hai că ne-am luat cu discuția asta despre local, îl votez pe ăla, ce mai era? A, era europarlamentar. E, tot ăla, că nu mai am timp să mai investighez altceva. Ne aducem aminte de 2020, de exemplu, de la Iași, de la mine, de unde sunt eu de fel. În 2020 PNL a racolat extrem de mulți primari PSD. Chiar s-au și lăudat tu chestia asta. Și într-adevăr la locale PNL a câștigat Iașul și la județ și la municipiu. A ieșit președintele Costel Alexe la Consiliul Județean și Chirica la Iași. Ei, ei s-au împăunat atunci și s-au văzut ca învingători, gata. Ei, dar la alegerile parlamentare acești primari aduși de la PSD nu și-au mai făcut treaba, pentru că nu i-a mai interesat. Și PNL-ul a avut un rezultat foarte slab la Iași, comparabil cu locale. Adică era clar că aparatul de PNL, să zicem așa, nu și-a mai făcut treaba. Și atunci există, într-adevăr, această teamă și această bază care, nu știu, dacă e de care pare reală, așa, dacă ne uităm după toate, că primarii contează foarte mult în alegeri. Pe de altă parte, Nicolae Ciucă este groază din ce știu de europarlamentare, pentru că PNL va obține un rezultat extrem de slab. Clar, toate sondajele arată că e poate chiar pe locul 3 după AUR, ceea ce ar fi dezastros pentru PNL. Și sunt oameni care acolo stau cu cuțitele scoase pe masă, care abia așteaptă rezultatul dezastros al PNL de la Parlament, de la o parlamentare, ca Nicolae Ciucă să plece, pentru că de rezultatul alegerilor europarlamentare depinde viitorul politic al lui Nicolae Ciucă. Deci și a, bineînțeles, a lui Bode și a celor din preajma lui care sunt acum în acest... Deci, cumva, ultimul pentru... inscop confirmă ce zici tu. AUR e umăr la umăr cu PNL-ul. Au vreo 18 parcă la sută amândouă. Exact. Le desparte 18, acolo 18,4% AUR. Ei, da. Atunci pentru Ciucă și pentru toată gruparea din vârful PNL-ului de acum, europarlamentarele sunt extrem de importante. Dacă fac un rezultat prost și probabil la cum arată lucrurile vor face un rezultat, ei vor pleca, viitorul lor politic se închide, se oprește. De aici disperarea lor și să tragă primarii să nu fie rezultatul atât de prost. Da, să nu păi fie rezultatul atât de prost. Păi și mă întorc la idee, Claris, de ce ar accepta PSD-ul chestia asta? Că pe ei nu îi ajută extraordinar de tare, ei oricum ies cel mai bine după toate sondajele în combinația asta. La europarlamentare ies cu peste 30%. Deci nimeni, nici PSD-ul, nici PNL-ul n-a legat astăzi că se discută despre acest lucru. Asta este clară treaba. Deci se discută despre acest lucru. Eu mă întreb, de ce mai avem nevoie de alegeri în țara asta? De ce nu este domnul Ciucă de mână cu domnul Ciolacu să ne spună că, și cu președintele Klaus Iohannis, să ne spună că oricum a fost o coaliție de succes, că țara are nevoie de stabilitate și n-are sens să rămână las-o tot așa. Ei. Poate să rămână așa. Deci e strigător la cer, adică această mutare cu câte luni, cu 4 luni înainte de alegeri, să te trezești că stau foarte prost și aici Răzvan are dreptate. PNL-ul este într-o situație dezastroasă. Este un fel de cățeluș al PSD-ului în ultimul an și jumătate. Și e clar că dacă el va avea un scor foarte mic la alegerile europarlamentare,
negocierile pentru viitoarea guvernare vor porni de undeva de foarte jos. Mai adică ce-ți mai este dau clar, eu, deci cam, noi nu? Știm că PSD-ul are nevoie de PNL să guverneze în continuare. Liderii celor două partide și chiar președintele Klaus Iohannis s-au exprimat în acest sens. Dar una este să vii cu un PNL puternic, alta este să fie un PNL mic care nu are pretenții și zice hai că v-am luat și pe voi. Dincolo de lucrul acesta, oricât ar încerca argumentele pe care vin cele două partide, nu stau în picioare. Odată zic că, domnule, stai puțin, că sunt oamenii prea obosiți. Să nu-i obosim, doamna Gorghiu, cred că... Și să nu-i enervăm, au mai zis, doamna. Întâi a zis cu obositul, după aia s-a gândit mai bine. Să enervează, are senzația că sunt toți niște... Oamenii dacă se uită la televizor și vadă în fiecare zi, să nu-și facă griji. Oamenii se enervează când îi văd la televizor și văd ce măsuri iau. Deci, cred că ne mai trebuie încă două emisiuni să vorbim de ce sunt nervoși oamenii în țara asta, da? Odată, deci asta nu ține, nu stă în picioare. Să vii să spui că, domnule, știi, suntem cam săraci acum și nu avem atât de mulți bani. Nici chestia cu democrația costă și democrația trebuie exercitată. De 5 ori e nevoie, de 5 ori să te duci la alegeri într-un an, te duci de 5 ori într-un an. Probabil ei nu se vor împiedica de aceste argumente, nici măcar de Comisia de la Veneția, care spune o chestiune foarte simplă, că este vorba de fapt o modificare a legii electorale cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Spune așa, citez aici, chiar și în absența unei intenții de manipulare, modificările vor fi dictate de interesele iminente ale partidului politic. Asta înseamnă restrângerea dreptului electoral. De fapt, îți restrângi dreptul la vot. Asta este vorba. Și avem și noi cadrul legislativ odată, pe care, iată, ei se pregătesc începând cu joi, cu întâi, când începe sesiunea parlamentară. Au deja proiectele, le țin în mână, da? Să vină să le depună și să le treacă rapid prin cele două camere. Deci hăcuiesc și legislația în vigoare, cu 4 luni înainte de a exercita primul vot. Avem o decizie a Curții Constituționale. Acolo, mă rog, să zicem, nu avem așa emoții, că știu că le modifică, uite așa, practica cum două își doresc, dar totuși acea decizie, tocmai din 2012, spune foarte clar că nu poți să intervii în ultimul an cu astfel de măsuri, care în mod evident restrâng dreptul la vot. Ei spun că se poate interveni doar dacă îmbunătățești legislația. Și cu ce îmbunătățești? Da. Păi n-ai cum să îmbunătățești aducând atâtea buletine de vot și subiecte diferite și... Dacă, nu știu, să zicem că vor fi 10 sondaje de opinie făcute de case diferite de sondaje, toate casele pe care vor arăta că peste jumătate dintre români consideră că e necesară o comasare, înseamnă îmbunătățire a legislației? Nu cred că pot să facă astfel de sondaje care să exprime într-adevăr, adică să fie nepărtinitoare, dacă vreți. Că sondaje, vedeți, că apar din toate felurile. Ce înseamnă nepărtinitoare? Păi, pe care să le poți lua cu, nu știu, la 900, 1000 de oameni, cât să răspundă și să fie afectați un milion de oameni. Nu e corect să schimbi regulile jocului în timpul jocului. Nu, aici e problema. Și ideea asta de a face cum ne convine nouă legea. Dacă îmbunătățești, eu dacă aș fi un politic și vreau să modific, spun că, domnule, eu îmbunătățesc. Ar trebui să faci un referendum să vezi dacă îmbunătățești. Referendum înainte. Ar fi ceva. Asta zic. Un sondaj e ca și, nu știu, ce facem, creștem pensiile sau nu le creștem? Cine știe ce iese la sondaj? Dar totuși, ca guvern, îți asumi niște lucruri. Adică eu, dacă aș fi un politic, apropo de decizia aceea a Comisiei la Veneția, pe asta aș merge, că ceea ce îmi propun prin această modificare e să îmbunătățesc legislația în vigoare. Pentru că, vedeți, avem 5 problema de fapt este că cele mai afectate alegeri, din punctul meu de vedere, de modul în care arată calendarul, sunt cele parlamentare, care o să fie între cele două tururi ale prezidențialilor. Parlamentul României e instituția cu cea mai scăzută cotă de încredere, deci va fi o prezență mult mai scăzută decât acum 4 ani, când am avut cea mai scăzută. Ce ziceți de scenariu? Nu credeți că nu o să le facă și acolo. Deci dacă le merge partea asta cu europarlamentare și locale, se vor duce ca un tur al prezidențialilor să-l conexeze exact cu parlamentarele. Asta ce ziceți dubiu de scenariul ăsta împins la extrem, în care facem două comasări, dar întrebarea este la a doua posibilă comasare, la ce mai folosește? Parlamentarele cu cine să mai alerge după voturi? Cine pentru cine trage? Că eu înțeleg că acești candidați, Ciolacu, Ciucă, dacă vreți și Drulă, habar n-am, cine vreți dumneavoastră, nu se consideră atât de tari
încât ei, prin forțe proprii, să fie locomotive. Eu asta deduc din toată discuția asta. Asta cred că e miza. Toată lumea vrea să pună primarii să tragă pentru ei, nu? Exact. Dar dacă alegerile locale au loc în iunie, odată cu cele europarlamentare, credeți că primarii vor mai avea vreun interes să tragă în luna noiembrie pentru parlament și președinție? Eu mă îndoiesc. Bună întrebare. Parlamentul și la alea, cine după cine? Și pe de altă parte, alegerile prezidențiale sunt mult mai emoționale. Vin oamenii la vot. Și atunci poate să sporul de la parlamentare. Deci mi se pare riscant acea pentru partidele mari. Pentru dar dacă acolo i-ar preocupa emoția... într-un fel și îmbunătățirea procesului de vot, avem o lege care stă de peste un an de zile. Am reiterat astăzi prin comunicat de presă USR. Pentru diaspora, care în 2019 cred că nu mai trebuie să spunem ce și cum au ajuns la vot, da? Le țin la sertar. Vrem acolo mai multe secții de vot. Să voteze în siguranță, zile, înțeleg, în votare. Prin corespondență, mai multe zile. Nu, sunt, e un pachet întreg, domnul Tudor Mușat. Și îl țin la sertar, nu mai știu care comisie, dar pur și simplu ignoră tot ce înseamnă, într-adevăr, o măsură de a îmbunătăți procesul electoral în România. Dar au ei interes în acest fel? Știe statul român ce înseamnă diaspora? Care e numărul de oameni? Că dacă diaspora noastră sunt cum arată datele... Sunt cifrele oficiale arată un număr infim de oameni. Nu cred că avem nevoie să facem multe secții conform cifrelor oficiale. Adică noi, conform recensământului, nu conform ei. Pentru că restul apar încă în localitățile lor de domiciliu din România. Că ei pleacă nu fără să se înregistreze un milion de secții. Că porumb poate să ia cineva pe abuz în serviciu. Că da, e foarte interesantă povestea asta. Deci ce înțelegem acum, trăgând linie așa, organizațiile locale ale PSD-ului cel puțin nu s-ar opune. Dar vor să știe care e miza, ce le iese lor la faza asta, ce iese partidului din această comasare mai devreme, nu... Să ne batem capul să facem localele odată cu europarlamentarele. Înțelegem că PNL-ului s-a spus, gândiți-vă ce ne dați într-o formulă din asta să dăm noi președintele și vă abțineți voi să mai aveți candidați. PNL-ul înțelegem că nu vrea. PNL-ul zice dimpotrivă, las că dăm noi președintele, dați voi premierul, dacă e. Cum ieșim de povestea asta? Oare? De ce mai e nevoie să încline balanța? Oricum, într-adevăr, Ciolacu nu e convins că dacă va fi el candidat, o să vedem că nu știm deocamdată, dar Ciolacu nu e convins că va câștiga. Adică teama, totuși, PSD-ul a ratat din 2000 încoace n-a mai câștigat președinția și există această, iarăși cutumă că dacă pierzi președinția, pleci de la fruntea partidului. Deci, cumva, din ce și eu, Ciolacu nu e prea nu e în totalitate convins că va câștiga. Și atunci... Probabil că va împinge spre ideea asta, dar PNL-ul să-l susțină tot pe el, că ar fi varianta cea mai probabilă, în fine, și dacă intre cu un aur, cu reprezentantul aur, dacă, cum speră ei. Deci cred că asta ar fi singurul câștig mai degrabă a PSD-ului, într-adevăr, ca PNL să nu vină cu un contracandidat. Și PNL, atenție, informație de ultimă oră, domnul Ciucă zice astă seară, într-o declarație, într-un interviu, că va merge singur la alegerile din 2024, că partidul trebuie să-și asume inclusiv un candidat propriu la primăria capitalei, pentru că din toate datele, citez acum, rezultă să nu-i mai acordăm sprijinul politic lui Nicușor Dan. Deci PNL merge singur, e tranșant, domnul Ciucă, asta înseamnă că orice formulă din asta, cel puțin pe față la vedere, e exclusă. Dar în spate la blat, nu știi niciodată. Mai este mult timp până atunci și lucrurile se pot schimba de pe o zi pe alta. Aduceți-vă, avem în istoria recentă a României cazul în care a fost anunțat un candidat și apoi... Da, PNL în 2020, nu? Nu, în 2016 a avut 4 candidați într-un an. Dacă ține minte, atunci au fost 4, au tot schimbat candidații, Marian Munteanu, Ludovic Orban, Cătălin Predoiu și până la urmă cred că Cătălin Predoiu a rămas, a mai fost cineva. No. Deci nu trebuie să luăm ca gata bătut în cuie ce spune domnul Ciucă astăzi, că în privința asta, și o să discutăm imediat, că e și doamna Firea foarte nervoasă și a ieșit astă seară așa cam răvășită, nemulțumită după discuția pe care a avut-o la PSD. Dar în celelalte privințe, ce vedeți întâmplându-se? Care poate să fie târgul? Declarația aceasta pe care iată că a dat-o astăzi ne spune însă același lucru, că PNL urmează să facă același blat pe care l-a făcut după alegerile din 2020, a adus PSD-ul la guvernare și acum se pregătește să o aducă și pe Firea înapoi la capitală. Pentru bucureșteni asta nu este de acceptat. Deci este alegerea PNL-ului, evident, să joace așa din nou orice candidat. Dacă își pun candidat propriu.
oricare ar fi această persoană, oricare ar fi această, în momentul acesta, tot ce înseamnă sondaj, tot ce au făcut ei în București de 3 ani de zile, arată că PNL-ul nu joacă această carte. O joacă pentru PSD. Este clar. Și dacă vor pune un candidat, înseamnă să iei pur și simplu din voturile oamenilor de dreapta. Și în 2024 mai intervine un element care schimbă un pic jocurile. Candidatul Aur, care va lua de la Firea. Deci faptul că... Adică nu e Firea, dacă vă candidat, nu e gata câștigătoare și Nicu Șordan e pierzător. Pentru că față de 2020 apare acest element în plus, Aur, care merge pe aceeași felie. Stați să ca vedeți și Firea, unde ne trimite domnul Ciucă, imediat ce revenim după publicitate, care ar putea fi candidatul PNL-ului, care să se bată cu Nicu Șordan, care să-i rupă până la urmă din voturile lui Nicu Șordan, cu sau fără Gabriela Firea favorită în toată povestea asta. Și inclusiv ce zice Gabriela Firea de situația în care este, că îi se pare una foarte incomodă. Rămâneți cu noi! Este normal să se lămurească toate candidaturile, nu doar candidatura mea, și în formațiunea noastră și la ați vrea să știți dacă și dumnealui va candida? M-ați întrebat de locale. Ați avut o discuție acum cu Marcel Ciolacu? Ați avut doar discuție cu președintele Ciolacu? Nu doresc să fac nicio declarație despre ceea ce am discutat în cadrul ședinței. O seară. Dar de ce nu ați ridicat problema astăzi în ședință? Doamna Gabriela Firea, astă seară, după ședința PSD-ului, de care vorbeam ceva mai devreme, și n-are nimic de comentat pentru că nu s-a tranșat problema, înțelegem. Doamna Firea e foarte supărată și a și spus-o public că e tratată drept candidatul deocamdată. Deocamdată ea e candidatul, deocamdată e bună să fie candidat. Asta reproșează Gabriela Firea conducerii PSD. Doamne, mă tratează ca pe candidatul deocamdată, vreau să ies din povestea asta. Și uite că nu poate să iasă din povestea asta și întrebarea e de ce? De ce o țin Ciolacu și colegii din conducere în acest suspans? De ce n-au mai ținut-o când a fost scandalul și era ministru familiei? Din acest motiv, doamna Firea a avut planuri strategice de a ajunge cât mai sus și asta a deranjat la vârful PSD-ului. Din acest motiv. Nu știu de ce este supărată că este candidatul deocamdată, pentru că deocamdată nu știm când vor fi alegerile exact. Păi da, în logica asta a comasării, candidații ăștia prezumptivi... Ar trebui foarte rapid să se stabilească. Nu, au și ei dreptul să știe. Dom'le, o să comasați și după aia cine o să fie candidat? Hai să vedem, că mai e puțin. Deci, domnul Ciolacu, și nu doar domnul Ciolacu, nu o vrea pe doamna Firea candidat la primăria Capitalei. Că va fi până la urmă, asta nu știu, este decizia lor. Dar este clar că nu este iubită la vârful PSD. Ce fac? Caută ceva mai bun? Ce simțiți? Adică asta e întrebarea. Caută pe ceva mai bun în partid? S-ar putea să aibă candidați mai buni care stau mai bine în sondaje, nu? Care sunt pe aici, pe la București, care au anunțat că candidează. Da, din ce și nu încearcă să-i convingă pe Băluță sau Niola, Negoiță, așa, da, scuze. Dar nu știu dacă vorbea, sincer. Nu știu dacă vorbea Băluță sau Negoiță, pentru că una la ei în sector și alta la nivelul Bucureștiului. Sau nu știu dacă vorbea să părăsească liniștea din sectoarele lor, nu, unde sunt regi, efectiv, și să vină la primăria Capitalei, unde n-ai nici... Adică banii cei mai mulți acum sunt la primăriile de sector. Primăria Capitalei are un buget mare, într-adevăr, dar o mare parte se duce la subvenția pe termoficare, o altă mare parte se duce la subvenția pe transportul public și pentru investiții, de unde se mai pot face niște bani în plus, sunt foarte puțini. Nu, investițiile uriașe și banii mulți pentru investiții de unde poți să te și îmbogățești, ca să spun așa, sunt la sectoare. Dovadă că acum sectorul 3 și sectorul 4 nu mai știu ce să mai inventeze, ca să mai inventeze, că n-au ce să facă cu banii și mai inventează poduri, aeroporturi, tot felul de chestii. Deci eu am îndoială că Băluță și domnul Băluță și domnul Negoiță ar vrea să se bage în această bătălie care nu le-ar aduce mai degrabă beneficii, mai degrabă bătălie de cap. Bun. Poate că PSD-ul așteaptă. Mai este un lucru pe care l-a remarcat puțin mai devreme Răzvan. Referitor la candidatul Aur, care a luat din voturile doamnei Firea. Și nu este tocmai convenabil pentru Partidul Social Democrat ca doamna Firea, dacă va fi candidat, să se trezească, este posibil pe un loc 3, de exemplu. Totuși Bucureștiul este orașul, de
care are cei mai mulți alegători, unitatea administrativ-teritorială care are cei mai mulți alegători, sunt 10% din electorii din țara asta. Este un semnal foarte puternic pentru alegerile care urmează. O înfrângere la București nu este tocmai convenabilă. Pe de altă parte, dacă ar veni unul dintre primarii de la sectorul 3 sau de la sectorul 4, Băluță sau Negoiță, atunci s-ar putea ca lucrurile să fie un pic diferite, pentru că lumea știe exact, adică ei sunt acolo susținuți. Eu cred că dacă Negoiță sau Băluță candidează de acum până toată viața lor, vor fi aleși pe viață. Dar Firea zice același lucru, că lumea a văzut-o, nu? Și ea știe ce a făcut la București. Are aceleași argumente ca Băluță sau ca Negoiță. Zice, am fost primar. Nu vin cu povești, zice ea. Eu am fost primar. Nu prea s-a văzut, decât s-a văzut doamna Firea la televizor. În mintea dumneavoastră s-a văzut. Doamna Firea crede s-a văzut că a fost foarte mult bun la televizor, mai ales la presa, la televizorul, la televiziunile prietene. De, ea nu s-a, că a făcut într-adevăr câteva lucruri care au fost preluate și le-a dus după aceea la Ministerul Familiei, dar în rest, pe stradă sau așa, nu am văzut. Acum toată lumea îi sare în capul domnului Nicușor Dan că nu are căldură și că explodează țevile. Țevile explodează pentru că și doamna Firea, care putea să ia o decizie, și domnule, și toți care au fost primari, exact, au stat liniștiți. Pe pereți, făceau altceva cu banii. Liniștiți. Da, înființau companii, vreo 40 de companii municipale. Nu știu ce ziceți dumneavoastră. Mai mult decât atât, a lăsat București un faliment. Efectiv, contabil vorbind, în cifre. Doi ani de Nicușor Dan a însemnat, abia în 2023, în ianuarie, Bucureștiul a intrat pe pozitiv și am putut să construim. De trei ori s-au făcut kilometri în țevi, față de cât a făcut Firea în mandatul dumneaei. Zeci de companii municipale cu respectiv mii de oameni sinecuri politice, tot dumneaei le-a inventat această șmecherie. Deci lucrurile astea bucureștenii nu le uită. Fie că vine Firea sau vine Firea de două ori. Poate să vină oricare de la PSD, domnul Tudor Mușat. Dar oricare să vină. Dar să vină domnul Ciolacu. Dar de ce nu vrea să vină? Că dacă nu-i rup sigur picioarele bucureștenii, fără dubiu, PSD la București nu înseamnă decât faliment. Și eu nu-mi doresc asta, nici pentru mine, nici pentru copiii mei și cu siguranță nici și oamenii din București. E, cine ar putea fi candidatul PNL-ului? Pentru că vă spuneam că domnul Burduja, Sebastian Burduja, președintele organizației PNL București, proaspăt instalat acolo de doar câteva luni, s-a tot insinuat așa până când s-a autopropus de-a dreptul. Adică ultima postare publică a domniei sale e așa. Ne spune, domne, eu visez la un București, ne face așa semnul victoriei dintr-o poză, eu visez la un București al viitorului în care aia, în care aia și nu știu ce, e limpede, să profilează de unul singur drept candidatul PNL-ului. Domnul Ciucă zice astă seară, am nominalizat o conducere la București care sper să finalizeze un proces de analiză a tot ceea ce înseamnă sarcinile unui primar general și rezultă foarte clar că noi la PNL nu o să-l mai susținem pe Nicușor Dan. Ce înțelegeți în povestea asta? Că-l validează pe domnul Burduja? E posibil să fie un fel de validare. Domnul Burduja, cum visează Bucureștiul, toți visăm Bucureștiul, sectoarele și așa mai departe. Ceea ce e clar pentru toată lumea astăzi, că sunt într-adevăr trei sectoare unde actualii primari vor câștiga cu ochii închiși, indiferent de ceilalți candidați. Mie, la alegerile pentru primăria capitalei, mai important decât aurul, care în București nu a reușit încă să joace un rol extrem de important, mi se pare altceva, și anume cum va juca partidul domnului Piedone, PPUSL. E un semn mare de întrebare, pentru că domnul Piedone este unul din liderii din București, vorbind de primar, sector, primar general și așa mai departe, cu cea mai mare cotă de favorabilitate. Deci modul în care domnia sa se va implica, dacă se va implica și pe cine va susține partidul sau cu cine va fi candidatul, contează extrem de mult. Poate schimba toate... Mai ales că totul e într-un singur tur. Adică evident, totul se fragmentează evident. Și cine are norocul să aibă un procent în plus... Foarte multe semne de întrebare. Cum, de exemplu, domnul Burduja reprezintă o problemă pentru candidatura domnului Nicușor Dan... O eventuală, nu știu, o intrare în joc a domnului Piedone sau a unui candidat foarte bun susținut de domnul Piedone poate crea o problemă pentru candidatului PSD și așa mai departe. Adică sau acel candidat multe... aur de care se vorbește. Nu? Acum eu nici nu știu care sunt, că probabil există niște negocieri între toți acești jucători și se discută, una e ce transmit public și alta e ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Nu știm care sunt negocierile și nu știm când vor avea loc alegerile, din nou, că e un moment, da, e un lucru
extrem de important să știi, pentru deci că Burdujea, dacă intră în cursă în momentul ăsta, e clar că sparge nu din voturile lui Nicușor, fără să poată să-l bată realmente, dar pur și simplu aici creând culoar candidatului PSD. Dacă nici ăsta nu-i blat, nu știu aici care e. Aici e o altă întrebare, că voturile, ce înseamnă că sparge din voturile lui Nicușor? Că dacă oamenii ăia pleacă, înseamnă că nu sunt votanții lui Nicușor, ci sunt votanții ai Partidului Național Liberal, care au erau votați cu care, cărora li s-a spus, hai să susțină pe Nicușor, că e candidatul dreptei. S-a întâmplat asta în 2020. Da. Exact. Ok, dar mâine, acum, dacă PNL-ul zice, domne, eu nu mai susțin și votanții pleacă cu PNL-ul, înseamnă că nu sunt voturile lui Nicușor, sunt voturile PNL. Bunele și înseamnă că domnul Nicușor Dan trebuie să... De Nord. Nu, da. Aici știți, ține și de capacitatea unui candidat de a negocia. Domnul Nicușor Dan poate trebuie să ducă la ușă la PNL și să zică, alo, vreau să discutăm. Nu mai înțeleg de la Ciucă că gata, înțelegem cu toții din această declarație, s-a terminat. Asta poate să bată, eu zic că poate să bată la ușă, dar dacă tu nu vorbești și nu discuți și nu aștepți că vine toată lumea către tine, e greu să cred că lucrul ăsta se dacă uite alt scenariu după europarlamentarele în care scorul e foarte prost pentru PNL, PNL-ul bate el la ușa lui Nicușor Dan și zice, n-are rost să ne mai punem candidat propriu, că am văzut deja cum stăm. După europarlamentare, pe că am discutat că dacă sunt localele la un loc. Păi, nu știu, dacă nu le pasează. PNL-ul a spus de la început și de când este domnul Ciucă și de când au intervenit aceste conflicte între PNL și Nicușor Dan, cel puțin filiala de București, domnul Ciucă tot timpul a spus că da, noi îl susținem pe Nicușor Dan dacă se înscrie în Partidul Național Liberal. Deci ăsta a fost discursul. Până și domnul Ciucu de la sectorul 6, care la un moment dat părea că este un prieten cu Nicușor, dar după aia s-au mai răcit relațiile, și care a fost șef la PNL București, tot cam în direcția asta mergea. Ori domnul Nicușor, da, știe că dacă se duce în PNL poate să-și ia adio de la primărie și singura variantă este o reeditare a scenariului din urmă cu 4 ani. Va fi posibil? Cred că mai avem puțin de așteptat. Dar uite că tot la interviu care vorbeai mai devreme, domnul Ciuc a declarat că nu a fost ideea PNL comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele și că nu au analizat acest scenariu. Da, ne spun asta peneliștii de vreo săptămână, nu-i crede nimeni în coaliție, se știe clar de unde a venit propunerea. O să mai discutăm despre asta, că iată se agită lucrurile și se dinamizează foarte tare. Mulțumesc foarte mult tuturor. Știrile nopții, imediat. Ne revedem mâine.